Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, ați auzit cu militarul ăla englez, mă rog, britanic, de fapt. Parașutistul. Parașutistul, tată, care a căzut de la 4500 de metri într-o bucătărie și n-a avut nimic? O fi căzut în piure, că e mai moale. Era pomiță. S-a luat după miros. S-a dus țintă la frigider. Da. Bă, da, e incredibil, incredibil. Deci sărea a răni minore. S-a julit în furculiță sau da. A căzut printr-un acoperiș în California. A căzut printr-un acoperiș și a ajuns în bucătărie după ce a trecut prin plăcile de lemn și prin straturile de izolare a locuinței. Bine, acum casele bată minerală. Da, la americani, pentru cine am mai stat în ele, sunt astea. Dacă strănuți în baie, ți-e teamă că să cade televizorul în sufragerie de pe etajeră. Adică unele sunt făcute chiar din structură ușoară. Ați văzut că uneori când vin inundațiile, plutesc cu totul. Da. Să luate, sunt case puse și pe... Și ai văzut în vrăjitură din os că a luat-o cu totul. Da, nu întâmplător a luat-o cu totul. E mai confortabil în felul ăsta, știi? Adică, na, sunt case, sunt și alea, trailer house. Le aduc frumos cu remorca, cu, mă rog, le aduc la remorcă cu un camion și le pun așa pe niște pilonei și pac. Gata. Ce o casă. Casă. Da. Da. Deci militarul acesta sărise dintr-un avion logic în cadrul unui exercițiu HALO, High Altitude Low Opening, adică sar de sus, deschizi jos, cum a venit. Uh-huh. Sal de la mare altitudine cu deschiderea parașutei la doar câteva sute de metri de sol, tehnică folosită de forțele speciale. Cred că l-a nebunit mirosul de cărnați prăjiți hamburger ceva și a uitat să mă tragă de ăla. Sau... Știi că e gluma acolo care participă la un și Iron Man, sare din avion, pac, trage de prima parașută, nu se deschide, pac, trage de-a doua parașută, nu se deschide, la care tipul exasperat, dacă nu e nici bicicleta jos, îmi bag picioarele, nu mai... Unii locali nici l-au văzut pe parașutist vărbindu-se necontrolat în aer. Și fotografiile arată o gaură în acoperiș și militarul pe jos, în bucătărie, stă întins, e poză, mie mi se pare că stă pe smartphone. Asta e, da, e interesant că a căzut între blaturi, între da, tot ce e acolo, știi, adică exact. N-a deranjat nimic ce era pe aragaz. Da, pe bune, probabil că i-a amortizat căderea toată chestia asta. Posibil. Da, mama proprietarului casei a povestit că a trecut prin acoperiș, printre grinzi, nici nu a provocat prea multe stricăciuni în casă. Hai, uite, vezi ce înseamnă militarul britanic, politețe și când cade fără parașută în casa ta. E incredibil. Zice, n-a căzut pe blaturi sau pe electrocasnice, a trecut prin toate. A avut și grijă de casă și după aia cred că s-a oferit, ma'am, doamnă, pot să vă fac și curat aici, dacă se poate. Ci că e la spital, are răni minore, cum ziceam, mi se pare fascinant. Dar eu tot nu sar cu parașuta, nici cu chestii de-astea de încurajare. L-o fi tratat cu ketchup, muștar. Mai știi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.